Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Andrei Bărbulescu, începe o nouă ediție Vremea Ta. Maxima zilei la nivel global a fost de 51,1 grade în Irak, iar minima de minus 70,1 grade în Antarctica. În următoarele 12 minute vorbim despre recordurile recente de temperatură, despre seceta de la noi din țară și avem informații proaspăt de la meteorologi. În fiecare luni, rubrica dedicată oceanelor și mărilor planetei noastre ne aduce cele mai recente informații despre starea acestora. Azi vedem imagini de la un concert submarin organizat în Statele Unite. Singura barieră de coral din largul coastelor americane, aflată în Sanctuarul Marin Național din Florida Keys, a fost invadată de muzică. Organizatorii și-au propus să promoveze scufundările responsabile din punct de vedere ecologic și protejarea recifului. Revenim la noi în țară, unde fermierii nu pot face altceva decât să aștepte ploaia. Mulți au decis să amâne însămânțarea de toamnă după ce seceta gravă a devastat culturile de porumb și floarea soarelui. Cea mai afectată este însă rapița, care ar trebui să fie semănată până la sfârșitul lunii august. Valuri succesive și severe de căldură au afectat România în această vară, dar culturile din sudul țării suferă deja de mulți ani. Cu o probabilitate de 77%, 2024 va deveni cel mai călduros înregistrat vreodată, a anunțat Administrația Americană pentru Oceane și Atmosferă în cel mai recent buletin informativ lunar. Discutăm azi despre acest subiect cu Roxana Bojariu, climatolog. Bine ați revenit, doamnă, la noi în emisiune. Este foarte probabil ca și august 2024 să fie cea mai caldă lună august la nivel global. Cât de gravă este situația și care sunt consecințele direct resimțite de noi? Suntem într-adevăr într-un șir de recorduri care cad și cad cu o marjă mare în ceea ce privește această temperatură medie globală. În spatele acestei temperaturi medii globale stau însă fenomene extreme, precum valurile de căldură, care sunt foarte intense, durează mult și care se declanșează mai frecvent, iar valurile de căldură favorizează incendii, sunt probleme cu resursele de apă în zonele în care valurile de căldură tind să dureze foarte mult. Pe de altă parte, în zone vecine există o cantitate sporită de precipitații ce cade în timp foarte scurt și acolo vorbim de inundații. Astfel că această creștere a temperaturii medii globale, care poate să nu pară extraordinar de mare, dar este, pentru că vorbim de o medie la nivelul întregii suprafețe a Pământului, vedem că întreg sistemul climatic se transformă, tiparele vremii se modifică și totul pe fondul încălzirii globale, care alimentează toate sistemele de vreme cu o cantitate sporită de energie, de unde și manifestările mai severe ale acestor fenomene de vreme. România a parcurs cea mai lungă perioadă de caniculă, iar în unele zone nu a plouat de aproape două luni. Din păcate, precipitațiile sunt localizate și vorbim de precipitații de tipul celor legate de furtunile de vară, care furtun durează destul de puțin, apa nu are timp să se infiltreze în pământul foarte uscat, o mare parte curge pe suprafață. Suntem pe sfârșitul anului agricol, anul agricol se încheie la sfârșitul lunii august și e puțin probabil ca în intervalul rămas acest an agricol să recupereze din rezerva de apă pe care o avem în sol și în mare parte a țării, cu excepția unor regiuni din Transilvania, avem secetă, de la secetă moderată la secetă extremă. Și începutul anului nou agricol, din septembrie încolo, va fi unul pe acest fond cu rezervă de apă limitată, pentru că luna septembrie, climatic vorbind, are o medie a cantității de precipitație mai mică decât celelalte luni ale anului. Precipitațiile de vară, să știți că ne arată experimentele numerice în condițiile încălzirii globale la nivelul României,
au tendința să scadă. O veste proastă pentru că atunci avem necesarul de vară cel mai mare pentru apă, pentru apă în sol pe de-o parte și pe de altă parte această creștere a intensității precipitațiilor înseamnă că nu avem o încărcare eficientă a apei în sol, o mare parte nu are timp să se infiltreze. Doamna Bojariu, mulțumim pentru toate aceste informații. Este momentul să aflăm cum va fi vremea în următoarele două zile în țara noastră. Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil până mâine dimineață în zona Carpaților Orientali, unde sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Avem și pentru mâine un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în nordul Banatului, sudul Crișanei și al Olteniei și în sud, vestul și centrul Munteniei. Indicele temperatură umezeală va atinge și mâine pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade. Să revenim la noapte, când cerul va fi variabil cu norări averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Carpații Orientali, în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe suprafețe mai mici în Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Izolat cu o probabilitate mai mare în zona Carpaților Orientali, cantitățile de apă vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Vor fi în jur de 20 de grade în Timișoara, 15 în Brașov, 20 în Iași, 22 în Constanța, 20 în Craiova, 19 grade în Cluj. Mâine valul de căldură va diminua în intensitate și se va menține doar în regiunile sudice și vestice, unde pe alocuri va mai fi caniculă cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, mai ales după amiaza și seara, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, intensificări ale vântului. Izolat, cantitățile de apă pot depăși în continuare 30 de litri pe metru pătrat. E posibil să fie și ceva grindină. 30 de grade în Constanța, 29 în Galați, 28 în Suceava, 28 și în Cluj, 34-35 de grade în Arad și Timișoara, 33 în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă undeva de la 17-20 de grade. Mâine, valul de căldură se va menține, însă și gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, dar mai ales spre orele serii, când vor fi averse cu descărcări electrice și intensificări ale vântului, în jur de 35 de grade. Păi mâine în capitală temperatura se oprește undeva la 30 de grade. La munte vremea rămâne instabilă, vor fi norări și sunt așteptate ploi mai ales spre seară și noaptea. Vor fi în jur de 21 de grade în Predeal și în Poiana Brașov, în Sinaia tot 21 de grade, 25 de grade la Stâna de Vale. La mare vremea se menține călduroasă, cerul va fi variabil cu norări îndeoseb spre seară și noaptea, când trecător vor fi averse cu descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 19 și 21 de grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 22, dar vor fi și 27 de grade. Poi mâine, în regiunile vestice, valul de căldură va persista. Local va fi așadar caniculă cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie reduse. În restul teritoriului, vremea va fi instabilă. Temporar vor fi norări accentuate cu averse cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în Dobrogea, pe arii relativ extinse în Muntenia, local în Moldova, la munte și pe arii mai restrânse în Oltenia, Transilvania și Maramureș. Pe alocuri în sud-est, cantitatea cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi și condiții de grindină. 26 de grade, iată, în Constanța, 31 de grade în Iași, 25 în Brașov, 30 în Cluj, 35 în Arad și Timișoara, 32 de grade în Craiova, iar în capitală 30 de grade. Oamenii de știință din două organizații care studiază pădurile străvechi au escaladat pentru prima dată cel mai mare copac viu de pe planetă. Emblematicul arbore, denumit Generalul Sherman, este un sequoia uriaș de 85 de metri din Parcul Național Sequoia din California. Cercetătorii s-au cățărat folosind frânghii pentru a efectua o inspecție pentru semne de infestare cu gândacul de scoarță de sequoia. Până la 20% din arborii sequoia din lume au fost pierduți în ultimii 4 ani din cauza impactului extrem al schimbărilor climatice. În anul 2015, 40 de copaci maturi au fost distruși de gândacii de scoarță. Aceștia au fost semnalați încă din anul 1920, însă oamenii de știință cred că episoadele de secetă severă și temperaturile mai ridicate din ultimele decenii le-au scăzut rezistența.
Rezultatele inspecției au arătat o activitate minimă a gândacului, iar generalul Sherman a fost considerat a fi în stare bună de sănătate. Maxima zilei pe continentul european a fost de 40,5 grade în Bosnia-Herzegovina. Să vedem alte temperaturi și fenomene din principalele orașe europene. Iată, în Madrid vor fi în jur de 34-35 de grade cu un cer senin, la fel și în Lisabona, cer mai mult senin cu 29 de grade, cer senin și în Londra, dar și în Amsterdam, unde vor fi 24-25 de grade. Ceva ploi la Roma cu 34 de grade în termometre, 33 în Atena, 30 în Istanbul, în Sofia 29 de grade cu un cer mai mult senin. Vreme frumoasă și în Berlin cu 27 de grade, cer acoperit în Oslo cu 17 grade, iar în Kiev vor fi 32 de grade cu un cer senin. În rubrica Nou Coment vă prezentăm, ca de obicei, imagini spectaculoase de pe glob. Azi vedem Luna, Pământul și Aurora Boreală, filmate de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem mâine de la 7 fără 10. Dar nu uitați că ne găsiți pe Facebook, respectiv pe YouTube. Până atunci, vă lăsăm cu imaginea zilei și să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.